S-au văzut flăcări uriașe în seara zilei de luni în satul Tocileni, comuna Stăuceni. Un incendiu de proporții a izbucnit la un depozit de furaje. Flăcările s-au extins cu repeziciune, iar pericolul de a cuprinde și imobilele din zonă a fost mare. Pompierii botoșeneni au fost solicitați luni după amiază să intervină pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un depozit de furaje de pe raza localității Stăuceni. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu două auto speciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardeau circa 10 tone de furaje, existând pericolul de propagare a flăcărilor la clădirile din imediata vecinătate. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Cel mai probabil incendiul a fost produs de acțiunea razelor de soare.